24 iunie. Pe înregistrările unor martori oculari se vede cum grănicerii marocani bat sute de imigranți africani. În prealabil, imigranții încercaseră să forțeze în masă granița între Maroc și Spania. La sfârșitul intervenției forțelor de ordine, cel puțin 27 de africani erau decedați și câteva zeci de polițiști răniți. Sudanezul Atrun a fost acolo. Încercase pentru a 10-a oară să intre în Europa. Nu s-a gândit niciodată că va fi implicat într-un incident de asemenea gravitate. Most of them are injured. They are not hurting themselves. The police hit them, you know. They hit you even in the floor. They hit you so much, you know. After you knock out, you know. If you don't know anything, you can't move, they will leave you. If you can move, they will hit you till you can move. Între timp, Patrun doarme într-o școală părăsită din Casablanca. Forțele de ordine din Maroc l-au adus aici pe el și pe alți sudanezi, la sute de kilometri depărtare de graniță. Dar Atrun îi acuză și pe grănicerii din Melia. Spune că, deși pusese piciorul pe pământ european pentru a cere azil, spaniolii l-au împins înapoi cu brutalitate. They send you back to the Moroccan. Sometimes they allow the Moroccan police to enter inside, to pull you out. Most of migrants, they think they make it. After they cross the border, then they send them back to Morocco. Jurnalistul Javier Angosto a văzut totul de pe partea spaniolă. Grănicerii din Melia ar fi încercat să blocheze străzile în zona de graniță, spune el. Reporterul ne arată cum a reușit să-și croiască drum și confirmă relatările sudanezilor. Pudo ver cómo 30-40 migrantes que habían logrado saltar la valla se le devolvía de forma irregular a Marruecos. Ninguno pudo pedir asilo. O încălcare a dreptului internațional. Mai toți imigranții provin din Sudan și Ciad, două țări ai căror cetățeni au șanse bune de a primi azil. Premierul enclavei acceptă să stea de vorbă cu echipa Deutsche Welle. Poate va avea algun caz, a avut salto a la valla mai numeros todavía. Y claro que nos preocupa porque esto con eso que usted dice de la hambruna, la guerra, todo, la subida de los cereales, todo eso va a intervenir. Melia are 90.000 de locuitori și are graniță directă cu Africa. Mulți imigranți ilegali încearcă să sară gardul ce se întinde pe lungimea de 12 kilometri. Cei care reușesc ajung în centrul de primire al orașului. Nu ni se permite să filmăm în interior și niciun imigrant nu este dispus să stea de vorbă cu noi. Jurnalistul Javier Angosto nu înțelege de ce tragedia din 24 iunie nu a avut consecințe politice până acum. Marruecos hace el trabajo sucio que España no quiere hacer porque se supone que somos un país donde los derechos humanos brillan, ¿no? Simplemente hay que ver las imágenes, esas imágenes que salen, unas imágenes cruentas, unas imágenes que no deberían de haberse producido en ningún momento, se han producido y están grabadas en Marruecos, no en España. Ustedes han hecho lo que no debían y tienen que asumir esa responsabilidad con respecto al resto de países africanos. Atrun nu se lasă descurajat. Bărbatul are un singur țel, să treacă de gardul de la frontieră. I will try again. We have nothing in Sudan as a youth. We have no opportunity to develop ourselves or to work. Even if you study, you can work there in Sudan. There is one choice in Sudan. Even you can enter the army or work as illegal work. Deocamdată, el și ceilalți imigranți ilegali trăiesc din donațiile primite de la vecini și sunt hotărâți să îndure orice până când vor ajunge în Europa.